Salutare dragii mei și bine v-am regăsit la un nou videoclip numai pe canalul doctorașului. Eu sunt Cosmin, a.k.a. doctorașului, iar în acest videoclip vă voi arăta câteva metode prin care puteți să băgați bani în BAF 163. În cazul în care nu știți ce este BAF 163, vă recomand să vă uitați la celelalte videoclipuri pe care le-am postat pe canal, în care explic ce este BAF 163, cum puteți să vă faceți un cont pe acest site, cum puteți să cumpărați și, pute și cum puteți să vindeți skinuri pe acest site. Și după ce vă uitați acele videoclipuri, reveniți la acest videoclip, pentru că altfel veți înțelege despre ce este vorba. Dar pe scurt, BAF 163 este cel mai mare market de skinuri de CSGO, Dota 2, Rust și TF2, un market chinezesc cu cele mai mici prețuri, un market pe care îl folosesc cei mai mari traderi din, din, lume pe partea de CSGO și marketul care de fapt dă prețurile la care se raportează acest trader, acești traderi. De asemenea, este marketul cu cele mai mici prețuri pentru, pentru skinurile de CSGO. Așa că dacă vă interesează să cumpărați skinuri cu bani reali, atunci BAF este cea mai bună opțiune. Însă, fiind un market chinezesc, acesta funcționează cu moneda lor moneda chinezească, ianul chinezesc, ianul chinezesc, ceva genul ăsta, care nu se cumpără așa ușor, e mai complicat, fiind China, na. Dar există câteva metode prin care voi puteți să adăugați bani în acest site și să cumpărați skinuri. uri Există trei metode pe care eu le cunosc. Una este mai riscantă, celelalte două sunt lipsite de risc. Uh, și voi începe cu metoda cea mai riscantă pentru că e foarte ușor de vorbit despre ea. Există anumiti traderi cunoscuți, mari, precum Anomaly, care se oferă să vândă uh, balance în BAF 163, practic voi scăpând de toată problema asta cu, cu introdusul banilor în buff. Dar această metodă, pe lângă faptul că este un pic riscantă, Că practic depindeți de un alt om și voi trimiteți banii înainte. Na, e un pic de stres. Acel om își va lua un procent, bineînțeles, din banii pe care, pe care voi îi dați. Practic, nu o să cumpărați 100 de dolari în Buff Balance și veți da 100 de dolari. Pentru că omul respectiv trebuie să-și ia și el un comision. Iar comisionul este undeva între 5-10-15% în funcție de trader. Dar undeva la 10% e cam în sens. Prin urmare, voi, dacă vreți să cumpărați Buff Balance de 100 de dolari, veți plăti undeva la 110 dolari. Și voi veți trimite banii acelui trader uh, printr-un transfer bancar, cel mai probabil, iar mai apoi veți pune la vânzare pe Buff 163 un schimb de 3 cenți, un schimb foarte ieftin, la prețul de 100 de dolari sau, mă rog, cât a stabilit voi că, că vreți. Iar acel trader, mai apoi va veni și vă va cumpăra voi acel skin cu 100 de dolari, să zicem. Practic, voi aveți 100 de dolari în, în buff, echivalentul în ieni, și ați plătit 110 dolari. Acum, mai departe, voi știți dacă vreți sau nu vreți această, să folosiți această metodă, dacă aveți un trader pe care îl cunoașteți sau în care aveți încredere, sau chiar un prieten care deja folosește buff și are, are balance în, în acest site și poate să vă cumpere să vă cumpere skinurile și să primească bani reali. A doua metodă este 100% sigură, dar este un pic mai scumpă și variază în funcție de cum reușiți voi să vă descurcați. Această variantă constă în a cumpăra skinuri de pe un alt site, de pe un alt market european sau american, Skin Baron, Skin Wallet și alte site-uri asemenea, care au anumite skinuri la reducere. Bineînțeles, acea reducere, acel procent de reducere se aplică față de prețul de pe Steam, care este super mult umflat. Dar dacă găsiți undeva skinuri la 35-40% reduse față de prețul de Steam Market, acest preț se apropie sau este cam același cu prețul pe care îl găsiți pe Buff. Prin urmare, puteți să cumpărați de acolo skinurile cu reducere, iar mai apoi, după 7 zile de trade ban, să le puneți la vânzare pe buff și să obțineți un uh, balanță în buff 163. O să mă întrebați, dar de ce nu cumpărăm direct de pe cele site-uri cu reducere? Pentru că sunt foarte puține skinuri pe care le găsiți, reduse 35-40%, foarte probabil nu cele pe care voi le doriți, și skinurile care au un float mai bun sau care au niște stickere interesante nu se găsesc pe acel site mai mult ca sigur și se vor găsi pe Baf. Problema este că veți pierde ceva bănuți în momentul în care cumpărați de pe un site, în momentul în care vindeți pe Baf sunt niște comisioane pe care trebuie să le luați în considerare. A treia metodă, care este cea mai eficientă din punct de vedere al economiei, dar care este și cea mai dificilă din punctul meu de vedere, este utilizarea unei aplicații numită Alipay. Alipay este echivalentul chinezesc al PayPal, să zicem așa, care vă oferă. e o platformă de plată online care vă oferă posibilitatea să cumpărați moneda chinezească pentru că are un anumit, uh, un anumit feature despre care vom vorbi. Această platformă se numește Alipay, aplicație pe care o puteți găsi atât pe Google Play Store cât și pe Apple, Apple Store. În cazul de față, folosim Apple Store, intrăm în App Store, dăm search și căutăm Alipay. Uh, pe Google Play Store are foarte multe review-uri, o găsiți imediat. Este prima aplicație, cea cu această iconiță pe Apple Store are mai puține review are 4 ratinguri cu un scor total de 3, nu are nicio problemă. Important este ca aplicația să fie creată și publicată de Alipay Hangzhou Technology. Ca să știți sigur că aceasta, aceasta este aplicația safe și că nu este vreo copie sau ceva. Iar apoi intrăm frumos în aplicație. Aceasta, așa arată aplicația. Nu vă speriați, sunt foarte multe caractere în chineză, dar este destul de ușor de intuit despre ce este vorba. Și va trebui să vă faceți un cont. Un cont este destul de simplu de creat, trebuie doar să aveți în vedere faptul că trebuie să vă faceți un cont folosind același număr de telefon pe care l-ați folosit și când ați creat contul de buff. Nu puteți să folosiți alt cont, trebuie să folosiți același cont. Și vă va cere uh, codul de de țară, veți căuta acolo țara uh, și veți pune România codul este plus 40, mai apoi introduceți numărul de telefon care este numărul de telefon pe care voi îl aveți pe telefon. Ne putând să intrați de pe, de pe un site, uh, va trebui să instalați aplicația și să folosiți numărul de telefon uh, pe care îl aveți pe telefonul pe care instalați aplicația. Am încercat să fac chestia asta cu două telefoane în paralel, nu merge, trebuie să fie codul primit pe telefonul pe care instalați aplicația. Și după aceea veți avea acest cont pe care mai apoi îl veți, îl veți valida, vă veți valida numele, este posibil să vă ceară buletinul, va trebui să, să prezentați și buletinul. Iar mai apoi după ce vă creați contul, aveți opțiunea de Turpes aici în partea de sus. Dați click pe Turpes și va trebui să vă creați un uh, Turpes care practic este un card prepaid. Pentru a plăti cu telefonul în China. Uh, are câteva mici limitări această opțiune. Dar este cea mai bună opțiune din punctul meu de vedere. Și anume nu puteți să adăugați mai mult de 10.000 de yuan. Dacă nu mă înșel. Asta este echivalentul undeva la 3.000 de dolari. Deci dacă vreți să cumpărați mai mult de 3.000 de dolari. Atunci nu aveți cum. Al doilea lucru foarte important. Este că acest prepaid card durează 3 luni. După 3 luni va trebui să-l reînnoiți sau, să, sau se va șterge singur. Dacă reușești să treceți de aceste două, aceste două mici, să zicem, inconveniențe, atunci va trebui să adăugați un card. Intrăm frumos la Bank Cards și adăugați un card două. Recomandarea mea este să adăugați un card românesc, Revolutul eu nu am reușit să-l fac să meargă, nu, nu reușea să mi-l verifice și mi-l flaga ca fiind o metodă nesigură de plată și îmi bloca contul și era mai complicat. Până la urmă am reușit să introduc un card și anume un card de la ING. Introduceți numărul cardului, data de expirare și CVV-ul, adică cel cu de securitate, confirmați iar mai apoi pentru a adăuga, a adăuga balance dați top up și aveți câteva lucruri foarte importante. În primul rând, minimul este 100 de iani. Asta este echivalentul la 15 dolari, dacă nu mă știu, undeva la 15 dolari. Maximul este de 10.000 de ioani în total. Deci nu pe o singură tranzacție, ci în total. Vedeți de față, eu am introdus deja 170 de iani, mai am 9830 de iani pe care pot să-i să adaug. Bineînțeles, nu voi adăuga atâția bani, avem 100, 500 sau 1000 rapid și foarte important, un fi de 5% va fi, va fi retras în momentul în care voi voi adăugați banii deci practic dacă băgați 100 de ioani, de fapt vor intra, vor intra 100 dar va, veți fi taxați pentru 105 ioani. Uh, mai departe, mai jos aveți metoda de adăugare, cartul care este verificat. Introducem frumos suma de 100 și îi dăm top up. Să așteptăm până va fi paying și dacă totul merge conform planului, veți vedea că banii au fost adăugați în, în cont. Dăm OK și vedem că avem 100 de yuan. Este foarte posibil și nu vă speriați ca primele dăți să nu funcționeze și să vă dea eroare să nu puteți adăugați bani în, în turpes. Pentru asta va trebui să vă verificați cardul bancar. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mergeți înapoi la mergeți înapoi în Alipay, mergeți la Mi, iar apoi Customer Center. Iar la Customer Center căutați Online Service, jos, Intrați la online service și aici va fi un robot care vă va răspunde la întrebări. De exemplu, aveți o întrebare uh, unlock credit card. Aici apar câteva uh, variante pe care le puteți, uh, le puteți alege, puteți să scrieți mai apoi uh, customer service. Și dați send. Please describe your issue. Și aici Unlock account. Și dați Send. Iar aici va, va fi Talk with our customer representative. Îi dați customer representative și mai apoi veți vorbi în engleză cu acel customer representative vă va, și îi veți spune că v-a fost blocat contul, cel mai probabil asta se va întâmpla uh, și nu reușiți să băgați bani de pe card, el vă va vă va da un mesaj de tip pop-up, vă va apărea aici pe ecran un mesaj în care vă va cere să trimiteți o fotografie cu fața și cu spatele cardului pe care îl folosiți. Deci cardul pe care voi l-ați introdus în în Turpass, va trebui să îl aveți fizic și să faceți o poză față-spate și să le trimiteți prin, prin intermediul acelei ferestre pop-up. Va dura undeva la o zi, Va fi verificat cardul cel mai uh, sigur, iar mai apoi veți, uh, veți putea încerca din nou să adăugați, uh, să adăugați bani și de data aceasta tranzacția va funcționa. Uh, tot timpul se va întâmpla chestia asta, foarte, de foarte puține ori uh, banca Bank of Shanghai respectiv Alipay va accepta din prima metoda de plată și nu va bloca contul, dar sunt niște limitări pe care le avem în aplicație din motive de securitate. Ceea ce este foarte bine dacă stați să vă gândiți că până la urmă vă băgați banii voștri într-o aplicație chinezească. Bun, acum mai departe, cum folosim acest, acest urpes? Intrăm frumos în aplicația de, de buff de pe telefon sau pe site direct. Din aplicație este foarte simplu, mergeți la Mi, la Wallet și dați Deposit aveți metoda Alipay Alipay uh, sau alte alte metode. Noi vom folosi Alipay deposit amount 100 și îi dați confirm. Și eu îi voi da confirm. Uh, 1% service fee will be charged for Alipay refund or withdrawal. Nu e momentul momentul de față. Uh, hai să adăugăm de fapt ci, uh, 50 și vă voi arăta și pe și de pe, de pe browser cum funcționează. Adăugăm 50, îi dăm confirm. Ne va trimite înapoi către aplicația Alipay și ne va spune pam 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 50 de Yuan pe, din Alipay pe Buff, dăm pay now. Va verifica, bineînțeles, cu Face ID-ul sau cu amprenta sau ce aveți. Și s-a trimis cu succes. Îi dăm complet. Iar acum avem în Buff Balance, 50.5, că aveam eu 0.05 yuan, yuan de dinainte. Bun, acum hai să trecem un pic pe calculator. Suntem pe Buff, avem contul deja logat, îi dăm Deposit. Și putem să adăugăm, tot din Alipay, încă 50, că atâta mai am. Îi dăm Deposit Amount 50, metoda Alipay, Confirm. You have deposited twice with the same amount. Are you sure you want to continue? Yes. Și așteptăm. Teoretic, ar trebui să apară această imagine uh, pe ecran și o vom scana folosind aplicația Alipay. Intrați frumos în aplicația Alipay și dați scan to pay. Intrați pe Torpez și aveți scan to pay. Și o vom scana. S-a scanat. 50, pay now, s-a verificat, mi-a verificat și Face ID-ul și a fost payment successful, îi dăm done. În momentul în care am dat done, în momentul acesta s-a confirmat și plata pe Alipay și vom fi redirecționați către acest site. Nu înțelegem nimic, așa că intrăm din nou pe BAF 163 sau ne redirecționează automat, iar aici în momentul în care intrăm... Uh, pe platforma noastră avem balance 100.05 yuan. Și ăsta este procesul. Este un proces mai complicat. Din păcate, datorită faptului că anumite porțiuni din proces nu am putut să le arăt, pentru că telefonul este diferit, contul este deja creat și așa mai departe, nu am putut să vă arăt, să vă arăt fiecare problemă și fiecare rezolvare, însă dacă aveți nelămuriri, dacă aveți probleme, lăsați-mi un comentariu la acest videoclip și promit că vă voi răspunde la fiecare în parte și voi încerca să vă susțin în a reuși să adăugați bani. Pe acest site. Orice problemă, reușim noi cumva să o rezolvăm dacă, dacă vreți. Cam acesta a fost videoclipul. Un videoclip pe care multă lume din cei pe care au văzut uh, celelalte videoclipuri l-a cerut. Uh, prin urmare, Voila, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțele pentru a primi notificări, lăsați un comentariu, dați share videoclipul acesta pentru a mă ajuta să cresc și dacă chiar vreți să susțineți canalul, având în vedere că aceste videoclipuri sunt demonetizate de către YouTube, aveți opțiunea de member, puteți să o folosiți să deveniți membri și să mă ajutați să susțineți acest canal. Eu am fost Cosmin, rămâneți cu bine până la un nou videoclip. Saltare.